Ideea proiectului a venit, de fapt, după o analiză așa mai amănunțită pe care a avut-o împreună cu colegii din organizație, a problemelor de mediu existente. Practic, ceea ce vrem să facem noi prin acest proiect este să le atragem atenția tinerilor, să înțeleagă care sunt implicațiile sociale și implicațiile de mediu ale preferințelor lor. Avem participanți din 6 țări, Turcia, România și Spania, Moldova, Georgia și Albania. În designul proiectului îi punem în situații în care văd cum unele dintre produsele pe care le folosim în fiecare sunt fabricate, da? Ce efort presupune atât din partea noastră ca și producători, cât și din partea mediului care ne pune la dispoziție materiile prime, astfel încât să punem preț mai mare pe produsul în sine și să ne gândim cum putem să-l valorificăm în perioadă cât mai lungă de timp în loc să-l aruncăm. Colaborarea cu Societal a fost un element care a dus o valoare adăugată proiectului nostru. Grila de indicatori dezvoltată de ei în prima fază ne-a ajutat să evaluăm modul în care noi am planificat proiectul, implementarea acestuia, iar mai apoi să identificăm punctele pe care am putut să le îmbunătățim. Le-am pregătit o serie de ateliere creative care au posibilitatea să facă obiecte utile zi de zi cu mâinile lor, vizite la o serie de obiective unde au posibilitatea să experimenteze in situ probleme de mediu, rezultatele, impactul asupra mediului consumului nostru, cum ar fi, de exemplu, groapa de gunoi de lângă Gura Humorului, care în prezent este închisă, stația de sortare și transfer a deșeurilor, o stație nouă, vizită la mănăstiri, care pe lângă partea culturală și interculturală au rolul de a le arăta participanților un model de comunitate autosuficientă. Pentru că nu ne place să facem doar teorie, ne place să și aplicăm ceea ce susținem. În timpul schimbului de tineri, am încercat să achiziționăm produse reciclate, produse cu un impact redus asupra mediului, am cumpărat hârtie reciclată, marcăre realizate din plastic reciclat și care pot să fie reutilizate în momentul în care se termină, pixuri reciclate, inclusiv capsator realizat dintr-un material reciclat. Pentru a putea avea niște activități cu impact semnificativ, am decis să îi aducem într-o locație unde poate să fie în același timp foarte aproape de natură. Suntem foarte aproape și de locație de țărani, de unde ne procurăm mâncarea și unde participanții au posibilitatea să meargă, să viziteze, să vadă cum și în ce condiții se produc alimentele pe care le consumă în ziua respectivă aici. Participanții chiar l-au însoțit pe proprietari și pe oamenii care lucrează, i-au însoțit la țărani din zonă, la piață. Ei au fost și cei care au gătit cina. Acesta a fost un experiment care i-a învățat cum să-și pregătească materialele în mod responsabil, cum să evalueze necesarul de materiale, în același timp să-și promoveze valorile culturale. Ne dorim ca participanții să se înțeleagă bine între ei, să își dea seama de conexiunea care există între culturi, ca o premisă absolut necesară rezolvării problemelor regionale și globale. Every country had their own cultural night, and tonight is the Turkish cultural night. Gazdele noastre, proprietarii pensiunii, au fost niște oameni foarte drăguți, foarte flexibili, care s-au adaptat la cererile noastre, au înțeles de ce este important să inclusiv zahăr sau laptele de cafea să fie consumat la vrac și nu împachetat individual. La o asemenea pensiune, care este într-un loc retras, în mijlocul naturii, ne-am gândit că cea mai bună alimentație ar fi cea cât mai naturală și cât mai ecologică. Pentru asta am apelat la localitățile din jur, satele din jur, și achiziționez de la dânsii produse de casă, naturale. În cadrul pensiunii au fost montate containere pentru colectarea selectivă. În fiecare zi am avut câte un grup de tineri care a monitorizat colectarea corectă a deșeurilor pe categorii. O parte dintre aceste deșeuri au fost folosite în ateliere de creație, iar restul care vor
vor rămâne în urma schimbului de tineri, vor fi transportate de către noi la firme care colectează și reciclează selectiv. Avem sprijin foarte mare și din partea instituțiilor și autorităților locale din Gura Comorului și de aici, din zonă. Pentru anumiți participanți, văzând faptul că treaba în sine, lucru cu deșeurile, nu e ca activitate chiar prea plăcută, având în vedere de mirosurile care le-au simțit pe propria piele în stația de transfer. Cu siguranță, văzând un orășel ca Gura Humului, că este curat și întreținut, își vor da seama că această curățenie și întreținere se face cu efort din partea locuitorilor, cu efort din partea administrației publice și cu campanie de informare și educare a populației privind colectarea și reciclarea. Am colaborat foarte bine cu primăria localității Gura Humului, iar aceștia ne-au împrumutat autobuzele, microbuzele care sunt transportați elevii la școală. Am reușit să implicăm ceva 20% dintre participanți cu oportunități reduse. Am identificat doi tineri din cadrul centrului nostru care să ia parte la acest proiect. Consider că este un proiect care îi responsabilizează. Îi ajută să depășească granițele instituției, limitele lor personale. Pot să devină viitori inițiatori pentru alte proiecte și pot atrage la rândul lor alți tineri care să se implice în comunitate. Ne dorim ca participanții în urma proiectului pe care practic îl construiesc ei, întorcându-se în comunitatea din care provin, să se orienteze mai bine la resursele care există în această comunitate și felul în care le pot exploata pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, pe de-o parte, a exploatării produselor respective, pentru a încuraja producția și consumul de produse locale în comunitate și pentru a construi în acest fel o societate, o comunitate locală mai puternică, mai durabilă. When I was coming to Romania, I was not expecting that I will be able to learn so much from this project, and I think that I will be realizing this stuff what I get here in my country, and I will expand my knowledge with my friends, and I will make them to do the same things, because this beautiful world what we are living in won't be any more beautiful if we continue to destroy it. După acest proiect am de gând să îmi fac acasă 3 containere, mai bine zis 4 containere separate pentru colectare. Am venit aici pentru că vreau să învăț chestii folositoare și chiar am învățat destul de mult și o să mai învăț. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.